Albani și albastru nu mai sunt deloc pe placul vecinilor unguri. După ce în ultimii 130 de ani locuitorii din Budapesta s-au mândrit cu steagul orașului lor, în ședința de astăzi primăria a decis schimbarea drapelului. Mirona Simion ne spune de ce. Bună seara, Mirona! Bună seara! Primarul Budapestei a ajuns la concluzia că asemănarea dintre steagul capitalei maghiare vechi de la 1873 și cel al României poate crea confuzii. Așa că astăzi consilierii municipali au decis ca drapelul să fie alb cu triunghiuri roșii, albe și verzi pe margine, culorile naționale ale Ungariei. În centru se va păstra emblema militară a Budapestei. Toată această schimbare de design va costa primăria 10 milioane de forinți, adică 40.000 de euro. Anca? Îți mulțumim pentru informații.